Benim gözüm kara. Şimdi bak, ölümü göze alan adamdan kork derler. În istoria noastră, prima palmă a luat-o turcu. A doua palmă o ia chinezul. Meșterii Moldovei. Episodul 3. În sfârșit a venit timpul și acestui episod. Astăzi vom vorbi despre Ionuț, cel de-al treilea meșter din seria episoadelor Meșterii Moldovei, și anume despre noua lui realizare NATS 18650. În vârf avem episodul 2, azi vom vorbi despre episodul 3. Pe Ionuț îl găsiți pe vaporforum.ro și pe vaporwall.com. Este un mod booster deosebit. Prima mea recenzie, de mult are deja, a fost despre tot o realizare a lui Ionuț, și anume despre VV Eraser VV. Înainte să fac această recenzie, toți ne-am apucat de vapat cu celebrele Ego, toți am dorit o autonomie mai mare a bateriei, l-am rugat pe Ionuț, l-am cunoscut pe forum și l-am rugat să-mi facă un mod. E vorba despre Eraser 9 VV. Modul meu de suflet, prima mea sculă, device de vapat deosebit. Prima dată când am testat acest senzor, funcționează impecabil și acum. După care, bineînțeles, a venit vara, mi-am dorit ceva mai mic, l-am rugat și mi-a realizat acest Eraser 18350 9VV. E mai mic, merge foarte bine și pentru sexul frumos. O autonomie mare a bateriei și arată foarte bine. Astăzi vom vorbi și vom testa diferența mare între cele două, care funcționau de fapt ca și o baterie nelimitată. Pleca undeva de la cât aveai bateria litiu-ion 4,2, cobora până în 3,5-3,4, după care schimbai. Revoluționar în calitatea vapatului, Ionuț a echipat acesta, mărându-l cu nu mai mult de 1 cm. Ăsta are 9, ăsta are 10 cm, cu un booster. Merge impecabil. Haideți să vă arăt o surpriză. Cine folosește modul mic? Să rămână mama. Ce faci? Bine, Fuego. Potăvește-te la mama. Cum ți se pare? Ai deja 6 luni fără tutur. E mai bine vapat, așa-i? Foarte bine. Mulțumesc, Ionuț. NATS 18650, o vedere de aproape, cam așa arată, finisaje mult mai bune decât ce am văzut de la Ionuț. Arată ok, are un design minimalist, câteva detalii tehnice de început vreau să vă spun, are un booster înăuntru, un circuit cu 5 clicuri on-off cu microcontroller, un să zicem un touch switch rezistiv, are un senzor prin atingere pe românește, foarte sensibil.
Iar pe ieșire, fiind un booster, este setat undeva 4,23. O să vă arăt și că nu minte. Ok. V-am spus 18650, deci funcționează cu acest tip de baterii. Vom folosi două baterii, una de 1500 V1 și una de 2000. Baterii IMR de la EFES. De ce vreau să vi-l arăt? Vom folosi aceasta. O să vă măsor. Ok, o măsurăm pe asta, numai puțin. Să vedem exact cam cât are bateria. Un pic să pun standul să reglez. Se întâmplă doar când filmez. Normal. Deci, cea de 1500 are undeva o valoare de, numai puțin, se vadă bine. Așa. Sigur se vede acum. Deci, cea are undeva la 3,5V. Deci e cam gata. Recomandabil să nu se mai folosească. Și cea V2 undeva 4,2. Full. Ok. Luăm acest. Recomandabil la această tensiune să folosiți tipul ăsta. Nu, se vede cam așa. E vorba de două cartomizoare, nu le spun, undeva firma 510XL High Voltage și le zice LR, dar sunt undeva la valoarea de 2,2-2,3. Folosesc acest tip de cartomizoare pe el, îl am de o săptămână, funcționează impecabil. O să mă folosesc de alt device să vă arăt exact pe ce vom testa acest minunat mod. Ok. Vă arăt așa, pe cel puțin așa, să vedem dacă se vede. 3,1 ohmi pe acest DCT, deci are înăuntru un HV și unul, zic ei, LR, cei de la Boge, undeva la 2,2 ohmi. Se vede. Ok. Prima dată vreau să vă arăt despre el. Se desfiletează în partea de jos. Are un arc foarte flexibil, 3 guri de aerisire, în caz că bateriile care le folosiți, plus unitatea de control, cam așa este. Conduce foarte bine, foarte bine și cea cu țâță și cea fără sfârc, țâță, cum îi ziceți dumneavoastră. Ok. Acesta este modul. Luăm cea mică, să vedem. Am uitat să vă spun, are protecție pentru inversarea bateriei, deoarece Ionuț a avut probleme cu unii utilizatori care nu respectau polaritatea, pușca înăuntru boosterul. Ok, indiferent cum o puneți, merge cu plusul spre unitate, spre electronică. Înfiletăm. E lucrat. E foarte gros modul. Cam așa este. Ok. Tot în acest review o să vă arăt o nouă premieră realizată de un alt meșter care va fi în alt episod din altă parte a țării, și anume acesta. Este vorba despre Volt Dex, făcut de Marian Dex. Îi mulțumesc cu tot sufletul, un cadou foarte frumos de Moș Crăciun. Ok, să vă arăt, e o premieră pentru mine, marele reviewer din Deva, să vă arăt ce mi-am dorit de mult în sarcină.
Ok, mă scuzați, asta era așa. Să-i punem un carto de 3 ori, parcă. Ok. L-auziți? Și să-l vedem în sarcină. Vedeți exact ce ne spune. Am înăuntru bateria de 3,5. Ok, lăsăm. E bine să așteptați, chiar dacă sunteți un fumător, în linie, cel puțin 2 secunde, ca să nu creadă că doriți să-l închideți la 5 clicuri. 4,23. 4,24, 4,23. Nu v-am pe bateria care am măsurat înainte de 3,5. Cam aici ar trebui să schimbați, să puneți o baterie nouă. Funcționează foarte bine cu ambele. Nu joacă, deci n-auziți joc în ea. Wow! Este. Ok. Acestea fiind spuse, doresc să vă mai arăt un alt lucru. Foarte bun pentru cei care folosesc Zenesis. Eu am prăjit un mod. Nu-i dau nume. Vreau să vă arăt foarte frumos cum reacționează la scurt, la scurt circuit. Ok, o să vă arăt foarte simplu, scuzați de gălăgia. Numai puțin, aveam ceva pe aici, un ac care a dispărut. Deci îl vedeți, nu? Plus, poc scurt. Nicio problemă. Ok? Mai dăm o dată. Puc. Scurt. Deci este protejat la scurt circuit. Dacă aveți un atomizor cu rezistență schimbabilă, nu mai e o problemă. 5 clicuri acționate puteți să puneți în buzunar. 5 clicuri se pornește. Haideți să vedem cum e producția de abur la acesta. NATS 18650. Îl vom folosi pe un lichid luat de la Turk, Turkish Blend, 18 mg VG. Cum am zis prima dată, îl vom testa pe un DCT cu un cartonizor de 2,2 ohm. Cartomizorul are cam, cred că, 4 zile de utilizare. Merge foarte bine la fiecare atingere. După toată febra Genesis-urilor, am trecut din nou să folosesc aceste carto. Iar pe acest mod mi se pare extraordinar. Pentru NATS e bine de folosit rezistențe cu valoarea mai mare de 2 ohmi. Îi punem unul de 3 ohmi, să vedeți cum dă. Ok, 3 ohm. Merge impecabil la 4,2.
Îmi place, îmi place cum dă în mână, nu e mare, merge foarte bine. L-am oprit. Încă 5 click-uri, pornește. E ceva deosebit, e finisat aluminiu, dur aluminiu. Este polișat, cred, prin eloxat și polișat. Dă foarte bine în mână, foarte asemănător de culoarea argintului. Am omis pentru în close-up, v-am spus că l-am testat și cu un Genesis, am zis Genesis, cer scuze. E ok. Autonomia bateriei, la o baterie de 1500 m-a ținut cam, să zicem, o zi jumate. Liniștit, la rezistențe mari te duce cu o baterie de 2000 IMR, două zile. Undeva la 3,5 valoarea bateriei, eu înlocuiesc și pun o baterie nouă. Cred că merge liniștit undeva la 3,4, hai deja la 3,3, e bine să schimbați bateria. Valoarea pe ieșire este tot de 4,2. Dacă vă place, eu zic și folosiți acest tip de vaporizatoare. Nu aveți decât să contactați pe acest meșter. Cam acestea au fost spuse despre NUTS. Până data viitoare, vă arăt încă o surpriză cu ocazia Crăciunului. Asta. Salutări, salutări! Ștefan sunt, vapesreview.blogspot.com. Vă dorim sărbători fericite și un nou an mai bun și la mai mulți vapori! Ce țigară tricoloră ai, măi băiatule! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've prima palmă în istorie a luat-o turcul. The lights are turned way down low. Let it snow.